Bună seara, dilemele zilei, bine ne-am regăsit. Este o zi care a început la Târgu Jiu cu numeroase VIP-uri care s-au perindat pe holurile instanței de aici, din municipiu, și s-a terminat la nivel central cu autodenunțuri, șoc. De ce? Pentru că preconizează ceea ce s-a întâmplat în ultimele ore, declarațiile pe care le-am văzut în media centrale, o nouă campanie care o să distragă puțin atenția de la ceea ce se întâmplă în plan politic, cu niște personaje, cu niște dosare, și mai exact o să ducă atenția omului viitor votant către șefia Direcției Naționale Anticorupție, șefa DNA, acuzată de plagiat. Cam asta ar fi povestea pe scurt. Nu știu cât de tare afectează pe cineva încă un plagiat, atâta timp cât la nivel local, dar în toată țara, avem probleme mari și chiar foarte mari, probleme pe care autoritățile în vreo 20 și ceva de ani au dovedit că nu pot și nu vor să le rezolve și nici că le interesează prea tare, doar în campaniile electorale. De ce autoritățile publice nu rezolvă problemele cetățenilor? De ce doar în campaniile electorale își amintesc de acele probleme și fac noi și noi promisiuni? Știm că așa sunt politicienii. Vor foarte ușor să obțină niște mandate pe bază de promisiune pentru a-și canaliza ulterior atenția spre proiecte, în general personale sau de grup. O să discutăm despre ce înseamnă această campanie electorală care, iată, se dovedește a fi una interesantă încă dinainte de a începe în mod oficial, cu invitații la dilemele zilei în această seară, doi consilieri municipali, domnul Eduard Berca de la PNL, mulțumesc mult pentru prezență, Nu, nu, mulțumesc. și domnul Ion Săvoiu de la Partidul Mișcarea Populară. Mulțumesc de asemenea și dumneavoastră, domnule Vă Săvoiu. mulțumesc, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Începe campania electorală și tot în această după-amiază am auzit o declarație a președintelui țării, pentru că, iată, se leagă tot ceea ce se întâmplă în ultimele ore, un autodenunț împotriva șefei DNA acuzată de plagiat, a domnului Ghiță, ce să vezi, a mogulului Ghiță, domnul cu o familie cu foarte multe contracte cu statul, domnul care a făcut parte dintr-o comisie SRI și care are și el calitate de inculpat prin niște dosare, mai este și urmărit penal în alte dosare. Ei bine, în acest context, președintele, sau înainte de acest context, președintele țării, Klaus Iohannis, spunea că a cerut politicienilor o curățire generală a clasei politice. Domnule Berca, dumneavoastră cum vi se pare tot ceea ce se întâmplă, iată, în ultimele câteva ore numai, că așa de la distanță campania electorală se arăta una fadă, cu fețe pe care le-am mai văzut, cu problemele penale pe care le cunoaștem, cu nesimțirile cu care ne-am obișnuit, dar iată, vedem că se cere dintr-o parte o clasă curată, o clasă politică măcar un pic mai curată și de cealaltă parte niște acțiuni împotriva conducerii DNA-ului. Păi, de ce să spun? Președintele Klaus Iohannis nu face altceva decât să ceară clasei politice un lucru pe care l-au cerut în stradă zeci de mii de oameni acum un an.
să ceară în continuare și să insiste pe problema asta, pe tema asta, și nu e practic o idee a președintelui Klaus Iohannis sau nu știu, o marotă. Este o necesitate în actualul context, exact pe considerentul că DNA-ul, din punctul meu de vedere, a ajuns un actor extrem de important, să zic, pe scena politică, da? Paradoxal. Este o entitate care dice, care cerne, să zic așa, politicienii, și aici de la toate partidele, nu neapărat de la un anumit partid anume. E un actor important care scoate cam pe bandă rulantă dosare sau face dosare, instrumentează dosare, trimite în judecată, în special în zona de top, să zic așa, clasei politice. Am văzut, într-adevăr, primarii care au fost trimiși și așa mai departe, autorități ale statului, deci oameni din autorități ale statului. Repet, Klaus Iohannis asta face, transmite un deziderat al poporului român până la urmă, ai cărui reprezentanți au ieșit în stradă anul trecut, după colectiv, și în același timp, eu știu, o somează cumva, da? M-aș bucura să fie un fel de somație, da? Să fie percepută ca atare de clasa politică, în sensul eliminării DNA-ului din ecuația politică. Adică, da, deci nu trebuie ca, eu știu, să aștepți cu listele până când, până în ultima zi, ca să vezi pe cine îți mai trimite DNA în judecat. Păi și credeți că o să sensibilizeze pe cineva în rugămințile, de oriunde ar veni ele, că vin de la președintele statului, că vin de la mii de oameni, câteva mii de oameni care ies în stradă, până acum nu au dus la nicio schimbare. Admițând că președintele României este o autoritate, admițând că are un anumit statut, da, și anumită prerogativă, ar trebui. Nu? Ar trebui, până la urmă, ca toți oamenii politici implicați în sau cercetați, urmăriți, trimiși în judecată, să renunțe până la urmă, de bunăvoie. Evident, e președintele României, nu? Este o autoritate și are o poziție care îi permite, din punct de vedere măcar al discursului, să transmită un mesaj general. Mesaje se transmit, dar iată că atunci când se simt în pericol, politicienii sau politicienii cu probleme ripostează. Domnule Săvoiu, trebuie să fim realiști și să vedem lucrurile într-o altă perspectivă. Hoțul strigă hoții. Klaus Iohannis încearcă să se erigeze în purtătorul de cuvânt al străzii, ținând cont că în ultimul, ținând cont de problemele care au fost și care au demonstrat că strada sperie cât de cât politicienii. Un guvern tehnocrat n-a salvat nimic. A adâncit problemele și a creat o confuzie, dar da posibilitatea clasei politice să strângă rândurile. Ne așteptă o campanie electorală unde anumite calcule nu funcționează. Și pentru a putea dirija, trebuie să arunce pe piață fel de fel de intoxicații. Klaus Iohannis, ca să fie cât se poate de credibil, sau să încerce să aibă de partea lui ceea ce spere politicieni, încearcă să se erigeze în purtătorul de cuvânt al străzii și al oamenilor. Dar cred că folosește prea des acest lucru și nu cred că face bine societății în general. În legătură cu politicienii care au probleme, Direcția Națională de Corupție are o singură problemă. Prinde sau descoperă un politician că a comis o anumită ilegalitate și anunță cu deosebit de mare spectacol trimiterea la judecat. După care o prelungește la infinit. Cred că a venit timpul ca și DNA-ul să maturizeze sau să, într-o fel sau altul, să grăbească cu celeritate toate cele acțiuni pe care le îndreaptă asupra unor oameni politici. Pentru că n-aș vrea ca după un anumit timp anumiți oameni politici acuzați de anumite fapte să
își găsească în instanță libertatea. Și atunci te joci cu viața acelui om și cu viitorul lui. Deci dacă, dar cel mai important maestru de ceremonie în aceste toate, în toate aceste aspecte care se întâmplă, rămân șefii partidilor, care trebuie ei să fie convinși să nu mai promoveze persoanele care sunt într-adevăr corupte. Pentru că la nivelul partidelor politice există un consens, tind să cred, prin care, indiferent că a fost acuzat de fapte sau nu fapte de corupție, este lăsat în continuare să candideze, să fie ales și în același timp să înșele visul de mai bine a multor oameni. Pentru că tu, în momentul când alegi pe cineva, îți pui toată speranța că acest politician te va reprezenta pe tine, iar ție, din punct de vedere social, economic, îți va fi mai bine. Dar este o minciună. Și găsesc vinovată Direcția Națională de Corupție. Sau președintele să aibă un dialog cu toate partidele politice, să propună ca pe listele partidelor acestor politice să participe la alegeri doar persoane care nu au fost condamnate pentru corupție. Și atunci veți vedea un parlament gol. Mai rămân vă câțiva. Marea problemă rămâne, în continuare, rolul pe care îl joacă Direcția Națională Anticorupție în acest spectacol pe scena politică românescă. Pentru că s-au anunțat cu mare fază dosare Microsoft, Costoiu, Andronescu, Blaga, 11.000 de politicieni, Elena Udrea, dar noi asistăm tot timpul în presă, la televiziune, de noi acuzații, noi declarații și sunt un fel, e un fel de spectacol care nu se mai termină. Iar se va sfârși într-un târziu ca această Direcție Națională de Corupție să nu mai fie credibilă. Eu vreau să citesc din punctul de vedere, dintr-un comunicat pe care l-a postat șefa DNA în urmă cu puțin timp pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție și, bineînțeles, face referire la declarația, la declarația lui Sebastian Ghiță, cel care a chemat presa la parchetul general în această seară, acolo unde susține că a depus un autodenunț împotriva Laurei Codruța Chioveși pentru plagiat. Și spune șefa DNA în comunicatul postat în această seară: în situația în care este depusă o sesizare de orice natură, denunț, autodenunț, plângere, este obligația procurorilor să verifice și să clarifice în raport cu prevederile legii toate aspectele sesizate și să dispună măsurile legale. Cu referire la teza de doctorat, combaterea crimei organizate prin dispoziții de drept penal, țin să precizez că aceasta este o lucrare care îmi aparține în totalitate și că nu am plagiat. Mai departe, trec peste niște pasaje. Afirmațiile defăimătoare ale persoanelor cercetate de DNA, de o vehemență fără precedent în acest an, au făcut obiectul sesizărilor înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, care a constatat că acestea aduc atingere prestigiului și credibilității magistraților. Mai mult decât atât, în raport cu luările de poziție anterioare ale lui Sebastian, ale lui Ghiță Sebastian Aurelian, în care a făcut alegații cu privire la investigațiile penale desfășurate de procurori, DNA a sesizat în acest an atât pe procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și Consiliul Superior al Magistraturii. Deci au mai fost niște încercări, sesizări, niște încercări și, într-adevăr, ieșirile publice ale unor astfel de persoane cercetate penal, urmărite penal, trimise în judecată, un paradox ne mai sunt în politică foarte vehemente atunci când fac referire la reprezentanții ai unor astfel de instituții ale statului, cum este DNA-ul sau, nu știu, parchetele. Deci, ar trebui să înțelegem un lucru. Noi nu vrem bine în aceste țări, noi ca cetățeni, pentru că atât timp cât preferăm, iubim un partid, sunt de acord, îmi dau viața pentru Partidul Social Democrat, dar când oamenii de vază acestui partid sunt inculpați,
Iar tu preferi în continuare să alegi oameni care sunt inculpați și chiar să, nu știu, neamă, să fii în stare să faci pentru ei? Avem o problemă. Într-un parlament sănătos, o societate sănătoasă, un deputat, în momentul când este acuzat, a trebuit frumos să-și dea demisia și să răspundă pentru ceea ce este. Dar faptul că nu fac acest lucru demonstrează încă o dată că sunt vinovați. Deci, pur și simplu dau dovadă de vinovăție, noi pur și simplu fac că se agață mai departe de anumite privilegii care le dau această funcție de deputat sau senator. Și gândiți-vă că la cele mai înalte vârfuri ale statului, reprezentanți, mă refer senat, mă refer foștii sau actualii miniștri, sunt acuzați de fapte de corupție, dar sunt în continuare pe funcție. Puteți să-mi spuneți dumneavoastră că acești politicieni de marcă pot să mai gândească în continuare la un act curat, la o politică cât mai deschisă spre binele comunității? Eu cred că jumătate sau mai mult de jumătate în timpul lor și le sfășoară și se gândesc cum să se apere sau cum să reziste sau se gândesc la următorul mandat. Vă repet, este o simplă problemă a partidelor politice. Dacă vor cu adevărat să demonstreze și să fie în același ton cu Klaus Iohannis, care încearcă să demonstreze că se gândește la binele țării, dar trebuie să ne gândim bine că și domnia sa a avut de-a face puțin cu partea legală a unor activități pe care le-a avut mai demult și nu se știe cum a răspuns, băi omule, respect, văd, dar trebuie să înțeleg că dacă îmi vreau binele, nu trebuie să mai votez un corupt. Iar tu ca partid, ca să demonstrezi că în definitiv ai înțeles voința populară, nu mai propui pe listele tale oameni corupți sau oameni care au fost condamnați pentru corupție. Și este primul pas către o societate normală și sănătoasă. Da, acum sunt foarte multe declarații, foarte multe acuzații. Președintele Băsescu a ieșit public cu declarații. Laura Codruța-Kövesi, am văzut, a dat un comunicat pe această temă. O să vedem cum se vor limpezi apele în această zonă. Cert este că, într-adevăr, avem corupți, într-adevăr, avem persoane imorale, într-adevăr, avem persoane care au dovedit că în vreo 20 de ani nu au reușit să facă nimic, cel puțin în plan local, și care se bagă cum în piept, iasă în emisiuni și care vor pe niște liste electorale, adică vor în Parlamentul României. Dar vina este a omului de rând care acceptă, repet, care nu merge pe acea idee că trebuie să schimbe ceva. Nu trebuie să schimbe. Primii care pot să dea un semnal să schimbe ceva din toată această mascaradă este omul de rând. Omul care trebuie să conștientizeze că se poate trăi altfel. Dar nenorocirea prin care trecem, problemele sociale, problemele economice, ni le facem noi cu mâna noastră, pentru că alegem strâmb. Deci dacă alegem strâmb, trăim strâmb! Avem la nivel de Gorj, mă uit la lista de parlamentari care se fac în momentul de față, mă uit la lista PSD-ului, pentru că ei sunt capul răutăților, în opinia mea. Vor să candideze oameni care sunt acuzați de anumite fără de legi. Și cap de listă sunt. Vorbim de un Victor Ponta care are anumite acuzații la capul, vorbim de un Călinoiu care are. Restul sunt inexistenți. Vorbim de un Weber care, în afară de faptul că în ultimul timp presă își cere anumite drepturi, că vrea să candideze, că vrea cu doi, o încerca lui Ciurel. Deci toți acești oameni care n-au făcut decât rău acestui județ, vin cu nesimțire și cer mai departe să fie aleși de oameni, ascunzându-se în umbra Partidului Social Democrat. Deci la noi la pachet de la Crăciumaru, până la toți responsabilii acestui partid, sunt ei care ne vor rău și ne fac răul. Pentru că trebuie să ne gândim că ei vor să meargă mai departe în politică ca să-și acopere toate fără de legile și să încerce. Aveți să nu răspundă. Aveți dovada că au făcut niște fără de legi? Nu, un inculpat, n-ajungi degeaba. PSD, domnule. Un inculpat, n-ajungi de bunăvoie. Da, dar un inculpat la finalul procesului poate fi achitat. Doamnă, ca să fii un om de onoare și mai ales în politică să ceri să fii om de onoare, în momentul când tu ești acuzat, dacă tu crezi în nevinovăția ta, poți să ți-o demonstrezi ca un om liber și mult mai repede. Și atunci demonstrezi și crești din punct de vedere politic și din alt punct de vedere. Dar când tu rămâi și te agăți în continuare de orice artificiu ca să nu poți fi anchetat mai departe, ca să se amâne, să te anasfoi într-o victimă, și rămân la bună impresie că Partidul Social Democrat în multe momente trăiește cu impresia că ori de câte ori Direcția Națională Anticorupție îi anunță inculpați sau sub control judiciar,
din punct de vedere electoral, cresc. Le cresc în sondaje. Da. Cresc sau nu în sondaje, nu știm, că nu am văzut niște sondaje făcute în ultima perioadă. Cu siguranță vom vedea în perioada următoare. De ce? Pentru că sunt interesați direct cei care vor să candideze și sunt interesate partidele să vadă cum stau oamenii, adică cei pe care îi iau pe liste. Da, dar... Domnule Berca... Scuzați-mă, eu personal aș vrea, dacă aș avea posibilitatea, să demarez o campanie prin care să-l propun pe Florin Crăciumaru ca deputat. Pentru că este singurul om din PSD care, în momentul de față, ar avea șanse reale. Dar numai așa poți scăpa de Florin Crăciumaru, pentru că el, ca și cum deputat... Adică, domnule Savoie, cum adică poți scăpa așa, adică de... Adică mă gândesc ca și deputat, ca și deputat, ar putea face puțin, mai rău, adică, mai puțin rău orașul decât ca și primar. Îl vedeți pe Florin Crăciumaru o persoană nepotrivită pentru Târgu Jiu, să înțeleg, sau pentru administrația locală? În 16 ani orașul da ăsta, sau acum, nu? Da? Da. Și atunci, o persoană nepotrivită pentru administrația locală unde a stat 16 ani, este bine să o trimitem în forul legislativ, adică acolo, doamnă, unde gândiți-vă, o să facă niște proiecte de da, lege și unde nu, o să doamnă, voteze. Credeți dumneavoastră că Florin Crăciumaru va fi capabil oameni? În viața lui să facă un proiect de lege? Pentru că mă uit la Weber care e mai terminat, care nu a fost capabil să facă. Adică nu... Dar este singura șansă ca acest oraș să scape de el. Domnule, ca și deputat ar face mai puțin cu rău. Alte cuvinte, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, înțeleg că în Parlament trebuie să trimitem pe cei care nu sunt buni în plan local, pe cei care nu prea sunt în stare de nimic. Păi fac mai doamne, vorbim de orașul Târgu Jiu. Facem... Ca să fac mai puțin rău Târgu Jiu, scap de Crăciunul. Să înțeleagă și oamenii. Asta au de ales... Trimit doamnă, niște oameni uitați, care nu-s bun, bun de nimic în Parlament? Păi avem un exemplu. Cei care au fost trimiși de către PSD, asta au făcut. Au stat la bufetul Parlamentului și au făcut merele. Iar acum, la sfârșit de mandat, s-au trezit că trebuie să facă ceva doar ca să fie aleși. Doar cei trimiși de PSD de, nu au fost de toate buni. Formațiunile politice, da. Dar PSD-ul are puterea, doamnă. În acest oraș, în acest județ, de 20 ceva de ani, Partidul Social-Democrat, prin toate subterfuge care le-au avut, au comandat acest oraș. Au decis soarta Gorjului. În momentul de față, niciun parlamentar, niciun partid politic nu poate să ne demonstreze nou că a făcut ceva pentru acest oraș. O să vedem în campanie când o să vină cu vechile promisiuni, cu vechile minciuni, pentru că așa au fost obișnuiți, și cer încă o dată să milogesc încă o dată, devin cu minți încă o dată, pentru ce? Ca să-și bată încă 4 ani în joc de noi. Domnule Berca, până la urmă, ce trimitem în Parlamentul României? Că vin mâine, poi mâine alegerile și... Mergem să votăm. Votăm niște oameni. Am văzut că unii dintre ei sunt cu probleme, dar dacă vor șefii partidului să-i mențină sau să-i pună pe liste, o să-i găsim acolo și dacă ne place cineva de pe lista, nu știu, PSD-ului, trebuie să votăm lista PSD-ului în frunte cu o persoană care are probleme cu legea. Până la urmă, în Parlament, noi ce trimitem? Niște oameni pe care ni bagă pe gât partidele, chiar dacă sunt, nu știu, cu probleme penale, chiar dacă sunt imorali, chiar dacă sunt inculpați, chiar dacă sunt, cum mai sunt ei? Bine, asta este o viziune apocaliptică, să spun așa. Păi nu este apocaliptică, este reală. De acord cu dumneavoastră, încă nu sunt comunicate. Deci dacă ar fi să vă răspund la... Întrebarea spune că deocamdată nu știm cine va candida, ca să știm cine ajunge acolo, da? Prin calcule matematice. Klaus Iohannis, revin la declarația și la solicitarea președintelui României, în contextul și discuțiilor sau punctului de vedere al domnului Savoie, în clasa politică, este extrem de pertinentă și extrem de necesară a se aplica. Eu cred, da, având în vedere și modificările la statute, la regulamentele de ordine interioară, privitor la integritate, că partidele politice vor adopta până la urmă o astfel de poziție, astfel încât cei propuși pentru candidatură, măcar pentru candidaturii în Parlament, măcar să nu fie inculpați, măcar să nu fie cercetați penal, măcar să nu fie trimiși în judecat. Ar fi un pas către normalitate. Da. Acum, deci ar fi primul pas exact spre normalitate. După aia,
putem să-i luăm la CV și să vedem care ce-a făcut pentru comunitate, care ce-a făcut pentru el și așa mai departe, să cântărim lucrurile astea, da? Ăsta ar fi al doilea pas. Să-i luăm la CV, să vedem, băi, dă-i capabil, a făcut ceva pe unde avea și după aceea să ne decidem pe 11 decembrie cui îi dăm votul. Cert este un aspect, da? Că din punctul meu de vedere, votul devine în acest context sociopolitic, socioeconomic, o obligație. Deci devine o obligație. Eu asta vreau să transmit și în campania electorală când va începe, voi veni cu un astfel de mesaj, de discurs. Deci în acest context în care există o luptă, sau sunt mai multe de fapt bătălii acolo, a partidelor în interiorul lor, a partidelor între ele, a partidelor cu DNA, a partidelor cu președinția și așa mai departe, nu a tuturor, dar a unora, da? Lucrurile astea se trebuie tranșate de electorat, de nimeni altcineva, de elector. Da? Da, până la urmă, uite, o sugestie, da? Să ia fiecare elector, simplu, omul de rând, să ia fiecare partid, să ia lista de candidați, să vadă în ansamblul lui care sunt problemele, să cântărească, da? Repet, primul pas. Și să se îndrepte cu opțiunea sa de vot către acela care este cel mai curat. Sau, acum, sincer, eu mi-aș dori să fie curat de tot. Din punctul nostru de vedere, calitatea asta de inculpat este clar în contradicție cu cerințele impuse prin codurile etice și de integritate. Deci, e clar, Partidul Național Liberal... Oh, codurile care... Figur de rugare la momentul, în niciun caz. Deci noi sunt convins că Partidul Național Liberal nu va avea pe liste persoana analizată. Persoane, deci, cu probleme penale, de natură penală. Sunt 100% convins. Domnul Berca mi-a dat o idee. Dacă acești candidați ai partidului politice nu ar fi desemnate către partide după anumite simpatii, ci s-ar face un fel de sondaje către populație, atunci ar fi mult mai apăsătoare decizia omului pentru a vota. Dar când pe de o parte se bucură că nu am nimic cu Dan Vâlceanu, dar acum vă spun din tot punctul, ar fi mult mai bine văzut și mult mai multă activitate a avut Edi Berca sau un alt consilier partidului decât Dan Vâlceanu, pentru că Dan Vâlceanu de când a mers pe ideea că va fi ales, va fi primul pe această listă, stă deoparte. Și barbul toată ziua. Nu, este un singur exemplu dat așa. Este o părere personală. Da, dar dacă întreb în Târgu Jiu, ăsta mult mai cunoscut Edi Berca sau un alt consilier decât Dan Vâlceanu. Vă înșelați. Ar fi bine să mă înșel, dar... Vă înșelați. Domnul Berca, fac o diferență mare, tu știi ce cauză? Pentru că Dan Vâlceanu, în momentul de față, prin ceea ce face, duce la lichidarea partidului. Degeaba vă luptați dumneavoastră. Și vă spun, evenimentul mie îmi pare rău pentru că pentru noi trebuie să fie prima forță de opoziție. Și nu o văd. Aș vrea să vreau să văd și o luptă și ceea ce face Dan Vâlceanu în ultimul timp. Dan Vâlceanu a făcut multe lucruri. Sincer. Deci a făcut multe lucruri. Bănuiesc acasă acolo, fi muncit. Cel puțin în anii Consiliului Județean. Știți foarte bine că a reușit. Odată. A reușit să creeze o altă majoritate decât cea normală, în ghilimele. Și a dat o lovitură puternică, la acel moment, Partidul Social Democrat. Dan Vâlceanu are inițiative în ceea ce privește funcționarea Consiliului Județean. Nu că, deci, Dan Vâlceanu mi-e prieten și îl cunosc foarte bine. Mi-e prieten și mie, dar vorbim de partea politică, sunt pe tine la o parte. Nu. Activitatea politică e cea care se trebuie să... Cred că sunt unul din criticii, să zic, conducerea actuală Partidul Național Liberal. Da? Deci, din punctul meu de vedere, Dan Vâlceanu merită și eu personal îl recomand cu toată puterea pentru Parlament, pentru că acolo se poate cu adevărat ocupa de problemele Gorj. Dar, tace. Să revin. Dan Vâlceanu tace. Principalul partid de opoziție cu liderul Dan Vâlceanu tace. A trebuit să ducă făclia opoziției și să dea naștere unor, așa zise, mici cuiburi care trebuie să explodeze. Da. Dar având un Tudor Barbu care îl toacă toată ziua, indirect, și Dan Vâlceanu tace, mă deranjează.
Dacă vă este prieten... referitor la ce sau în ce în direcție? Aveți de-a face cu Tudor Barbu, cu un foarte abil povestitor, un om care reușește să păcălească pe toată lumea. Haideți să... Mă uitam la atacurile pe care le face Tudor Barbu la Dezodan Vulceanu. Eu n-am factor la ce... Eu n-am cu Pădreacu, eu n-am pe... Uite, trebuie să termine... Cine are? Adevărat ce spune Tudor Barbu? E adevărat? Da, pita. Și Dan Vulceanu ce nu răspunde? Cum? Ce spune? Că nu a făcut la CEO, că este unul dintre cei mai prolifici. Și uitați-vă pe pagina Parlamentului, pagina oficială a Parlamentului. Deci, eu mă uit în spatele poveștii altceva care... despre Dan Vulceanu și Tudor Barbu. În sensul în care ei au mințit în ceea ce au spus. Dom'le, eu vreau ca Partidul Național Liberal ceva? Să devină partid de opoziție. Eu mi-aș dori să vreți ca Partidul Mișcarea Populară. Suntem mici, suntem prea să mici. Să fie un partid... Inițiați dumneavoastră și vom fi atât de oricine. Să voi. Noi am căutat bine, acum tot... fiecare partid își găsește câte o scuză de care se agață. Mă bucură interesul domnului Săvoiu și aprecierile vis-a-vis de Partidul Național Liberal. Dar, efectiv, părerile personale pe care și le-a exprimat vis-a-vis de cei doi lideri de Partidul personală, Național Liberal, trebuie să primească un răspuns. Și eu încercam să vi-l ofer, da, în acest context, și vă rog să-mi dați permisiunea asta, legat de cei doi lideri, da? Din punct de vedere organizatoric, parcursul organizației județene Gorj a fost unul efectiv de excepție. Da? Noi am fost printre primele din țară care au reușit unificarea organizațiilor interne, au reușit nominalizarea de președinți unic, au reușit, să zicem, atragerea unei mase semnificative de oameni noi, da? După cum ați s-a remarcat după, s-a văzut după campania de la locale, o parte din primarii noștri pe care am reușit să-i promovăm sunt oameni noi. Toate lucrurile astea s-au întâmplat în timp. Tot ce apare în presă și nu neapărat de postul noastră de televiziune, dar în alte mijloace media, este exagerat și dus către un derizoriu și denaturat într-un mod care mie cel puțin îmi repugnă. Dar absolut toate declarațiile noastre sunt scoase, majoritatea, nu chiar toate, sunt scoase din context, interpretate și așa mai departe. Nu că aș vrea să mă lamentez, nu că aș vrea să fac din noi, din liberali și din liderii Partidului Național Liberal. Dar tot ce se întâmplă în momentul de față vis-a-vis de Partidul Național este, din punctul meu de vedere, clar o acțiune concertată de decredibilizare în contextul în care nu se cunosc realitățile Partidului Național Liberal sau activității. O acțiune a cui de decredibilizare a PNL-ului? În primul rând a celor de la din partea cealaltă a politicii, din eșchierul celălalt. Adversarilor dumneavoastră. Adversarilor politici, da, am scăpat. Și adversarii ăștia fiind din ce zonă? De dreapta, de stânga? Din toate părțile. Absolut, din toate părțile. Deci, Partidul Național Liberal este un cal de bătaie al tuturor partidelor, da? Dar de ce vedeți așa lucrurile? Sau de ce le percepeți? Păi din două puncte de vedere, da? Este din punct de vedere al puterii sau al PSD-ului și al coaliților săi, este foarte clar interesul de a slăbi puterea și a încetini ritmul de creștere al membrilor sau al numărului de simpatizanți al Național Liberal, iar partidele de dreapta, care se declară de dreapta, evident tind spre un electorat al Partidului Național Liberal pe care și îl doresc să-l aducă în ograda lor. Este foarte simplu. Da, deci asta pot să spun în momentul de față și o voi spune doar de câte ori o să am ocazia, că referitor la eu mi-aș dori să discutăm concret la acțiuni. De ce nu v-ați găsit, domnule Berca, dumneavoastră liberalii, niște parteneri cu care să faceți o alianță, o fuziune? Păi, o... cum să nu? Noi avem ofertă în sensul o absorpție. Ăsta, avem. Avem ofertă către toți, în special, aici vă referiți strigul dumneavoastră ați lansat ofertele. Sigur, la media, nu? Nu, zic parteneri politici. Da. Păi, bun. În sensul a ce? A face ce?
în sensul de a-i atrage, spuneam mai devreme, alianță, într-o eventual chiar și spre o fuziune. Păi noi discutăm și în felul ăsta ați eliminat niște adversari și v-ați întărit partidul. Nu ne dorim asta. Ba da, noi ne întărim foarte simplu. Cum? Cu o strategie aplicată. În sensul de a recruta cât mai mulți membri de partid și simpatizanți. Asta este strategia. Și cum îi recrutați? E până activiștii pe care îi avem. Câți prin acțiunile pe care le întreprindem pe... Câți noi membri are FNL Vă dau un Târgu exemplu Jiu. La Târgu Jiu, în momentul de față. Ieri am avut o... Două luni, să zic. Nu, vă dau un exemplu de ieri. Da? Am avut, cred că undeva la 100 de adeziuni noi, da, de semnături. Într-o singură zi? Nu, a fost o perioadă de o săptămână, timp în care, că noi așa derulăm acțiuni, practic facem ședințe săptămânale. Deci spre 100 de adeziuni noi, care au fost discutate în biroul politic local, aduși efectiv oamenii care vin să discute sau care sunt căutați de respectivele persoane să discute despre politica și strategia pe național liberal. Poate a fost o săptămână bună, dar nu. În ultimele două luni îmi puteți se întâmplă să se repete. Bine, poate nu cifra asta, na, dar se repetă zeci de persoane vin și se interesează și se integrează în mediul național liberal. Pentru noi asta este important, mai mult decât ceea ce se comentează despre unul sau altul din lideri. Pentru noi și asta transmit tuturor, că Partidul Național Liberal este deschis, a fost deschis, cel puțin organizația din care fac parte, și își dorește în permanență, în continuare, ca acele voci din rândul electoratului, a societății civile, a oricărui, eu știu, segment socioprofesional, da? Să vină să se prezinte, să-și prezinte obiectivele și interesele. Asta este important. Da? Că restul sunt declarații politicianiste. Discutăm de ce? De posibilitatea că, na, în Italia, că poate știți foarte bine, nu să voi, povestea, da? Societatea italiană s-a curățat în 20 de ani. Nu, s-a transformat, nu s-a curățat. S-a curățat în 20 de ani. De ce? Lupta cu antimafia a început prin 70, da, și s-a terminat prin 80. Niciodată s-a terminat. Cum? Și vă spun și de ce. Lucrez la o teză acum care demonstrează că mafioții deodată și-au trimis copii la școală. Iar dacă cândva îi găseai în acei țărani uitați pe câmp, asta sunt băgați în asigurări, sunt doctori, sunt profesori. De acord. S-au transformat. Bun. Un exemplu. Acum, dar vreau să nu spun. Nu trebuie să-mi luați în nume de rău. Da. Eu nu fac altceva decât să încerc pe undeva, să stimulez, pentru că sunteți mari și sunteți o forță parte națională liberală. Mă bucur. Dar faptul că... Dar eu recunoscut... să nu vă canalizați atenția. Nu, dar aș vrea mult... Acum noastră sunteți la altă formațiune. Nu de asta, dar poate sunteți sancționat de lider, că știți cum e. Nu, că am un lider destul de... Și liderul meu tot de la PNL, PDL a venit, deci... Nu vorbesc de treburile astea, că sunt treburi știute. Eu nu sunt fățanii să mă ascund după faptul că am trecut pe la un poziție pe altul. Acum sunt membru unei formațiuni politice, dar eu mi-aș fi dorit tot timpul, ca la mine în județ, Partidul Național Liberal, care este prima forță politică de opoziție, să fie cel care dă tonul. Dar staționează. Eu nu fac rău. Faceți de o listă de doleanțe și eu vă promit că o iau și o dau lui Dan Vulceanu și lui Tudor Barbu să se uite pe ea, eventual să puteți să purtați împreună o discuție. Și de Moș Crăciun să îndeplinească. Da, nu, glumește acum. Eu nu am nici abilitatea, nu am abilitatea lui Tudor Barbu, nu am relațiile și posibilitățile lui Dan Vulceanu, pentru că ei sunt oameni destul de buni. Mă faceți să mă duc în mașină ca niște adeziuni. Să o completez? Păi, sigur. Sincer. Nu pot. Sunt cu sufletul la mișcare, dar vă spun că sufăr. Bine, și așa. Acum, dacă tot sunteți așa în căutare de noi membri, puteți da mai multe. Poate vă mai găsește și alții, și alții membri. Păi, nu, dar asta ne bazăm. Vă faceți norma aia de 100, să vă păstrați părerea mea de rău. N-aș vrea să fiu asistat la un spectacol și Partidul Național Liberal, dintr-un motiv neștiut, să nu reușească în aceste alegeri așa cum își dorește.
Este o pierdere pentru județ, pentru că atunci... Domnule, să vă uit, dar de ce suferiți atât de mult pentru PNL? Pentru că ei au posibilități, au posibilități, au posibilități. Și nu-i văd cum a trebuit să fie. Domnul, să vă uit? De a ieși, de a crea, păi de a atrage oameni de... și de a ataca PSD-ul. Vă referiți la Gorj? Da, la Gorj. Păi și nu o facem. Domnule, eu nu văd. Nu o facem. Schimbați-mi ochiare, schimbați-mi viziunea, puneți-mă acolo. Eu nu haideți, văd. Haideți să dăm căutare pe Google, să zicem. Nu, trebuie să la televiziune. Cât intră pe Google? Ce să văd? Pe nu, ca să... Dan Vulceanu, nu mai este Dan Vulceanu vocal. Nu mai este Dan Vulceanu, deci nu mai este Dan Vulceanu care a fost. Dar cine este vocal, domnule Săvoiu, aici la Târgu Jiu, da, din politica ce asta să fie vocal, pe striță? Domnule, eu aș fi vrut să fie trei PNL-ul, persoane, pentru că PNL-ul este un partid. Dați-mi trei exemple de persoane vocale. Unde? Păi mă uit acum de la în alte... În politica de la Târgu Jiu. Păi nu prea sunt. N-am ce să dau. În afară de PSD care dă tonul ce l-ați comentează, restul e tăcere absolută. Vocal, vocal în acest context la care faceți referire, să știți că nu are chiar sensul de dicționar, pentru că PSD-ul pe care l-ați amintit are niște membri pe care presa îi reavivează și îi ține cu niște sforicele în fața camerelor de luat vederi. De alte interese, aia sunt resurse artificiale ca la vicola. Da, li se dă lumină, li se dă furaje. Așa vrea presa locală, așa vede presa locală. Dar de cele mai multe ori, cei care apar și dau niște declarații vorbesc în necunoștință de cauză, sunt întrebați de domenii cu care nu au nicio tangență, doar ca să fie în atenția publicului. Și aici nu vorbim neapărat de, de termenul vocal în adevăratul lui sens, ci de, spuneam, o ținere în atenție într-un mod artificial a unor persoane de către jurnaliștii. Să le spun totuși jurnaliștii din Târgu Jiu. Păi luăm o pauză de publicitate. Sunt și jurnaliști, dar sunt și cei despre care vorbeam. Și nu vreau să-i băgăm în aceeași oală. Luăm o pauză de publicitate și revenim. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior. Calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Mari reduceri la toată gama de motoferăstraie, discounturi cuprinse între 200 și 550 de lei la motoferăstraiele Husqvarna 236, 550 XP și 562 XP. Cadouri la anumite tipuri de motoferăstraie, două lanțuri Oregon sau o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. A început toamna cadourilor la șinele de ghidaj și lanțurile Oregon. La orice șină de ghidaj Oregon cumpărată, primiți cadou un litru de ulei pentru ungere, iar la orice lanț Oregon cumpărat, primiți cadou o pilă rotundă Oregon. Oferte de nerefuzat și pentru frezele de zăpadă Husqvarna, reduceri cuprinse între 300 și 600 de lei. Caută oferta completă în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat. Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736. E al naiba de greu să fim cei mai buni.
visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncă în peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. SCPT&D Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253 211 321. Știm cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic niciodată. Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat. Da, am revenit cu a doua parte a emisiunii din această seară. O să citesc și câteva mesaje, pentru că opiniile oamenilor sunt, de fapt, cele care contează. Cineva, domnule Berca, vă întreabă ce știți de locurile de muncă dacă se mai deschide fabrica de cablaj. Un alt mesaj, în țara lui Călinoiu și Cârciumaru, dacă aducem să candideze pe cel mai titrat român cu Ion Ministru, va fi ales Ion Ministru. Gorjul nu are niciun viitor, este opinia unuia dintre telespectatori. Domnule Berca, trebuia să candidați la parlamentare dumneavoastră, nu cei care au afaceri cu CEO și frații pe la ITM.
Acum e normal că fiecare, fiecare om are câte o opinie, dar în partide știm regulile, le stabilesc în general șefii, liderii. Ei sunt cei care până la urmă dau ok-ul și pe listele finale pentru candidaturi, cu candidaturile pentru fiecare alegeri, fiecare tip de alegeri, inclusiv pentru cele care vor avea loc în decembrie pentru Parlamentul României. O să trimitem niște oameni în Parlamentul României, fie că sunt capabili, fie că nu sunt, fie că sunt curați, fie că nu, fie că au probleme penale, fie că nu au încă probleme penale sau au scăpat de ele. Românii și gorjenii trebuie să aibă însă niște răspunsuri, pentru că problemele lor sunt cu totul altele decât cele ale oamenilor politici, care în această perioadă vor să convingă electoratul, vor să convingă oamenii să-i aleagă, pentru că ei sunt cei mai buni. Și bineînțeles, fiecare partid politic are lista cu cei mai buni oameni, nu, pentru alegerile parlamentare. Dar pe oamenii îi interesează, am văzut, locurile de muncă, îi interesează ce se întâmplă în județul lor, ce se întâmplă aici, unde ei își au familiile, unde poate au, poate nu mai au slujbe, poate doar un membru al familiei mai lucrează pe undeva, eventual prin CEO, dar nici acolo nu este o situație roz, nu este o situație sigură. Ei bine, despre aceste probleme probabil vor oamenii să se discute în campania electorală și la aceste probleme probabil ar vrea să afle niște poziții, niște soluții din partea celor care vin să le ceară votul. Nu că ar fi în apanajul parlamentarului român crearea de locuri de muncă într-un județ, fie el și defavorizat, că suntem pe cale de a deveni un județ defavorizat, Gorjul, domnule Berca. Noi am trecut la o activitate în sensul ăsta de a găsi soluții. Au fost niște propuneri pe care le-am discutat în structurile noastre de conducere și aș vrea să mă refer la una dintre ele, pe care vreau să cred că o îmbățișează și colegii din, cel puțin din Consiliul Local Târgu Jiu. Este vorba de constituirea unei, și vă voi spune și de ce am ajuns la concluzia că ar fi extrem de utilă un astfel de demers. Constituirea unei asociații intercomunitare Târgu Jiu Metropolitan, și aici să fie clar, nu se referă la o zonă metropolitană pe altă lege decât cea noastră 215 de funcționare a consiliilor locale, județene și așa mai departe. Bun. Peste tot în România, dacă s-a, și aici ar fi câteva exemple de dat, Brașov, Baia Mare, Satu Mare, Alba Iulia, Cluj, dacă s-a întâmplat ceva bun în sensul dezvoltării zonale, da, regionale, s-a întâmplat în contextul unei asocieri, unei asociații intercomunitare, asocieri intercomunitare. Mai mult decât atâta, în proiectul de buget 2014-2020 au fost inserate niște instrumente financiare extrem de utile. Se cheamă investiții teritoriale integrate, care îți permit, asociație fiind, să accesezi fonduri atât de la axa de fondurilor de dezvoltare regională, zonală, inclusiv de la rural urban, de la fondurile de dezvoltare europeană rural urban și de la Fondul Social European. Deci, practic, toate sursele de finanțare pot să fie atrase pe astfel de structuri. În contextul unei discuții serioase pe această temă, putem, pe experiența colegilor, consilieri locali, repet, din județele pe care le-am amintit, să
povestim și să facem funcțional o astfel de asociație. Eu unul nu mai văd în momentul de față, că m-a întrebat cineva, spuneați dumneavoastră din mandă mesaj că se discută de, sau întrebat de locurile de muncă de la Rostramo, de la cele, mă sfârșit, acea investiție privată care se preconizează. Nu știu ce să-i răspund. Nu știu ce să-i răspund pentru că dovadă ședința de ieri, efectivul, să zic așa, funcțional al primăriei Târgu Jiu nu ne informează, nu ne pune mai mult decât atât, ne dezinformează și ne duce într-o zonă extrem de periculoasă pentru noi consilierii locali. Dar pot să spun cu certitudine că în situația în care vom face funcțională o astfel de asociație cu o structură independentă, cu un cap limpede acolo, un director executiv bine plătit și deschis în special către dezvoltarea acestui proiect, da, vom putea să evoluăm în sensul găsirii soluțiilor locale pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru atragerea, în primul rând, sau propunerea către antreprenorii locali de noi linii de business, de noi oportunități de business, da? Și evident pentru zona de business național, internațional și așa mai departe. Este o primă propunere pe care vom merge, cu care vom merge în consiliile locale ca, cu pricina, să zic așa, și ne dorim ca această inițiativă să treacă. Bine, asta dacă nu o să se supere foarte tare domnul Cârciumaru. Păi nu are de ce să se supere domnul Cârciumaru, că se supără foarte des, din ce în ce mai des. Angajații primăriei, nu pe noi. Păi pe angajații primăriei, dar haideți să arătăm o reacție și oamenilor. Nu suntem angajații din ședința de consiliu local de ieri la Târgu Jiu, la ședința lunară a consiliului municipal, domnul Florin Cârciumaru s-a enervat. Și când se enervează, edilul șef face cam așa. Haideți să vedem materialul. Zi încărcată pentru Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu. Acesta a fost vizibil deranjat atunci când nu a putut răspunde numeroaselor întrebări adresate de consilierii Eduard Lădaru, Eduard Berca și Nicolae Bobu, cu privire la proiectul care privea terenurile de la fosta unitate militară, fiind nevoit să-l retragă de pe ordinea de zi. Să supun la vot. Păi nu supuneți la vot. Păi de ce, domnule, asta trebuie, dacă a trecut, am avis favorabil la toate comisiile patru, trebuie să supun la vot. Domnule, mai este o variantă, să fie scoasă de pe ordinea de zi, dacă domnul primar dorește. Domnul primar dorește să fie scoasă de pe ordinea de zi și rediscutarea ei într-o ședință ulterioară, chiar extraordinară. Bun, haideți. Deci supunem la vot hotărârea privind aprobarea tuturor. Deci, domnul președinte, ca să fie o lecție și pentru dumneavoastră și pentru toată lumea, și că eu nu îmi doresc decât corectitudine și că acest consiliu să funcționeze foarte, foarte bine, propun să o scoateți de pe ordinea de zi. Înainte de a fi retras acest proiect, Florin Cârciumaru i-a apostrofat pe funcționarii primăriei. Că domnule viceprimar Popescu, domnule secretar și domnilor consilieri PSD, trebuia să veniți la comisii, să fiți prezenți și să-i dați explicațiile care trebuie. Asta v-am cerut, asta vă cer. Proiectul retras se referea la refacerea, împrejmuirea și căile de acces din incinta fostei unități militare din Târgu Jiu, administrată de MAPN. Investiția se ridică la peste 2,6 milioane de lei. Da. Mai bine scoatem de pe ordinea de zi, nu? De ce să ne batem capul? Așa a vrut domnul Florin Cârciumaru, pentru nu, că nu, asta a fost nu o solicitare și-au făcut temele. Nu, deci nu, că dacă era după el trebuia să voteze, să fie am votat. Am impresia că Florin Cârciumaru a înțeles că se află la o ședință a PSD-ului, pentru că nu văd, în opinia mea, primarul respectă deciziile consilierilor. Am asistat la un spectacol ieftin care Florin Cârciumaru i-a certat pe consilier. Da, actorul principal, certat, rolul principal. Mai este ceva de spus. Florin Cârciumaru nu și-a motivat retragerea acelui proiect. Pentru că era inițiator. Înseamnă că aici, din punct de vedere al legii 215, Florin Cârciumaru, ca și
inițiator al proiectului, i-a făcut părtași pe consilierii locali. Perfect. PSD și este evident lucrul ăsta la acest proiect. Deci cu ei probabil a apucat să discute, le-a transmis niște teme. Și nouă ne-a fost transmis. Iar nouă lor a fost nene. În ședințele de comisie, aparatul primăriei, viceprimarul, secretarul, ne-au pus la dispoziție și ne-au documentele pe care le-am cerut, că nu avem. Dar am descoperit, aproape de ultima zi, că mai lipsau câteva clarificări. Pentru că fiecare dintre noi avem o familie acasă, avem un viitor politic și nu vrem să dăm cu subsemnatul sau să fim părtași la comiterea unei fără de lege. Pentru asta, vă spun tot sufletul, și eu îmi doresc bine în acestui oraș, mai mult decât oricine în sufletul meu. Dar vreau că atunci când sunt pus în fața unui fapt, să fiu conștient că nu comit eu o infracțiune. Adică, asta în primul rând. Asta în primul rând. După care, pe mine m-a interesat în primul rând, cum și pe domnul Berga și pe ceilalți colegii noștri, dacă era legal executarea unor lucrări în incinta unității militare. Și am fi vrut să vedem și noi acel protocol, pentru că era specificat că se donează cu titlu gratuit. Dar ce n-ai băiat titlu gratuit când tu trebuie să execuți niște lucrări? La început am înțeles că acele alei se vor face în cele 40 de hectare, care ni le-a donat nouă unitatea militară, când de fapt se făceau în interiorul unității militare. Păi se mai uite Dumnezeu, 27 de miliarde ca să execuți niște lucrări? Oare acel pământ care ni-l dă nouă Ministerul Apărării Naționale din această unitate are valoarea acelor? Dar am mai descoperit ceva ce din protocol, că în schimb trebuia să le și construim 60 de locuințe sociale, dintre care Ministerul Apărării Naționale trebuia să devină numai puțin de 60 de locuințe. Lucru pe care am descoperit astăzi. Deci, merg pe ideea că cineva merge pe o altă idee. Nu, până acum e un precedent periculos ce s-a întâmplat cu acest protocol. Eu am întrebat o serie de colegi primari dacă au avut vreo situație în care li s-a predat un teren în condiții de impunere a unor investiții. Și toți mi-au spus că nu. Au primit cu titlu gratuit absolut toate terenurile. Sau dacă erau construcții pe acele și neamortizate, s-au evaluat, practic s-au plătit la valoarea de inventar. În niciun caz nu au fost condiționați vreodată de primirea unei teren, că nu e prima dată când se cedează teren din domeniul public al statului, în domeniul public al primăriilor din Gorj. Dar a fost creat acest precedent la anterioarele, că asta e a treia încercare de preluare acestui teren. Din cunoștințele mele, nu s-a cerut, în afară de împrejmuirea, nimic altceva. De data asta a fost, cred, o tocmeală, nu știu ce o fi fost un acolo. Troc. Un troc. Dar gândiți-vă că este o hotărâre de guvern emisă în sensul ăsta. Nu știu ce explicații ar putea să ne dea cei care au fost care au participat, să zic, la elaborare, dar nu e în regulă. Da, nu e prima dată când primarul se înfurie în halul ăsta. Vă aduceți aminte că în legislativ, în Consiliul Local, au mai fost câteva situații. O situație a fost în 2013, cred. Când a aplicat primul proiect de hotărâre, n-a fost, erau de patrimoniu și n-a întrunit voturile necesare două treimi. Și nu vă spun ce scandal a fost de atunci și ce discuție telefonică am avut cu primarul Cârciumar. La un biroul electoral. Da, bine, biroul județean, electoral, sigur. Acolo unde țipat la un magistrat care era președinte de birou. Depunem eu candidatura, și amenințat. Sigur. Nu, dar este important. Ce este un judecător? Este important de văzut. Da, pentru dumneavoastră presa, pentru telespectatorii noastre, cum sunt elaborate. Da? Deci ăsta e un exemplu de a promova un proiect de hotărâre. Da? Îl creează, îl concepe aparatul din subordinea primăriei, îl preia primarul, îl discută cu consilierii PSD sau cu anumiți consilieri. Sau cu anumiți consilieri, că bănuiesc că nu la toți le-au fi spus ce le-au fi spus, da? Care trebuie să vină la rândul lor să ne convingă pe noi, să ne explice, să detalii, să nu știu ce, dar în contextul în care
Credeți-mă, și noi suntem la fel de bine, poate chiar mult mai bine pregătiți decât... Și înțelegem. Dar înțelegem ca să se întâmple ceea ce spunea, că își dorește corectitudine. Da? Spunea mai devreme primarul Cârciumar. La 16 ani de administrație n-am făcut altceva decât să fiu corect sau să-mi doresc corectitudine. Ei, asta este modul lui de lucru, da? Mă bucur că n-a ieșit mai rău. Da? Pentru că dacă era un consiliu anterior, structura din consiliul anterior, noi n-am fi fost în stare, n-aveam forța. Am avut forța să putem să scoatem de ordinea de zi un proiect vreodată, decât acea situație în care consilierii PSD au lipsit. Bine, acum nici consilierii PSD nu lipsesc foarte des, că se supără domnul Cârciumar. Nu, vin din concediu săraci, îi trimite după ei, nu, îi adună. Da. Dacă sunt necesități. Da. Dar problema locurilor de muncă rămâne. Așa. Și oamenii știu că la complexul energetic Oltenia sunt niște probleme și de acolo au plecat niște oameni și cu siguranță vor mai pleca. Nu în campania asta, probabil după campanie, adică la anul. Ce se întâmplă cu oamenii care au familii, care au nevoie de niște venituri să întrețină acele familii și nu-și găsesc un loc de muncă nici în Târgu Jiu, nici în județul Gorj, dar cărora, iată, li se perindă prin față tot felul de specimene care văd la televizor că sunt organizate niște concursuri și ce să vezi, sunt admiși exact cei care au grade de rudenii cu șefimea din instituția respectivă și așa mai departe. Haideți să ne punem în situația că avem un exemplu concret la Spitalul Județean, da, zilele acestea. Acele locuri sunt scoase pentru zei. Zeii PSD-ul, nici de cum pentru oamenii de rând. Ei, acum nu știu dacă sunt înregimentați politic cei care au ocupat posturi. Mi-e greu să cred că cei care stau acolo nu sunt rubedenile anumite. Dar rude sunt. Mare parte a celor care sunt, au fost admiși sunt rude PSD. Ale vreau angajaților din spital. Mie că un simplu muritor de rând, cu funcții. Un angajat al CEO care vrea să schimbă sau un om calificat cu deosebire că reușește să treacă aceste examene, sunt examene cu dedicat specială. Ne uităm la copilul Călinului care în momentul de față este farmacist și își dorește foarte mult că a luat și tatăl lui la rând va lua un examen, nu va rămâne senator, dar se va duce la farmacia senatului sau într-o comisie a Ministerului Sănătății pentru că... Asta e o premoniție? Da, păi Ion Călinoiu este foarte bine pregătit în domeniul ăsta și mă gândesc că va urma... Nu, înșelați, domnul Ion Călinoiu este inginer. Nu, dar l-ați văzut dumneavoastră în ultimul agronom. Timp... Agronom. L-ați văzut dumneavoastră pe linie de agronomie, luând vreo decizie. Domnia sa... Da, ori exact, vorbim de CEO, domnia sa bate recordurile la masaje și tot felul de chestii. Apropo, nu știu câți din aparatul primăriei, deci, doamnă, mi-aduc aminte de Panduri. Această campanie Slavarea Pandurilor trebuia să fie un exemplu dat de PSD, care sunt cei mari beneficiari din această echipă. Dacă fiecare angajat pe care PSD-ul și l-a permis să-l angajeze pe pile ar fi cumpărat un singur abonament pentru Panduri, s-ar fi văzut. Cunoștința lui Ion Călinoiu și altora câțiva lideri marcanți care au luat de dragul presei sau de dragul să fie băgați în imagini. Rest. Imagini. Credeți că pentru imagini au făcut-o? Da, pentru ce dată? Pentru că Ion Călinoiu oricum se ducea gratis. Să nu spuneți mie că el sau Cârciumarul mergeau plătind de acolo. Nici de cum. Da, stau la lojă în general. Și abonamentele pe care le abonesc că stai de 500.000 pentru oamenii de rând. Nu sunt de la prețurile care refer. Probabil au invitații. Da, asta este lucru important. La lojă se merge pe dar orice concurs va fi în acest oraș, cât timp se merge pe apartenența politică, niciodată un om și atunci ce să fac? Te înregimentezi pentru că trebuie să trăiești sau iei calea privilegiei. Nu este altă alternativă. Și uite așa, în societatea din Gorj, între oamenii din Gorj, între acei oameni bine pregătiți, ajung la un moment dat să fie scârbiți și ia drumul străinătății și pierdem valori pentru că noi vrem să păstrăm doar ceea ce este propriu PSD.
Și pierdem pe pielea noastră. Sunt școliți în România, sunt pregătiți în România, au suferit în România, dar își doresc să trăiască de cercetat în singura cale și o să avem multe exemple. Uitați-vă, drumurile către Anglia sunt pline de români, uitați-vă în fiecare sâmbătă. Călinău și Cârciumaru, ca jumătate din aparatul PSD, trebuie să meargă în fiecare sâmbătă la autocare de români care pleacă în afară și să uite în ochii femeilor care plâng când copiii le pleacă sau ale soților când soții le pleacă. Și ar înțelege ce înseamnă durere. Dar acești oameni nu o vor face niciodată, pentru că sunt departe de trăirile și necazurile românilor. Sau gojene. Da, domnule Berca, oamenii ăștia trebuie să primească un răspuns. Și probabil în campania electorală așteaptă un răspuns referitor la această mare problemă. Pentru eu că, am încercat să vă răspund. Carențele în ceea ce privește locurile de muncă. Bun. Sunt problema locurilor de muncă probleme. Este mult mai complexă și suportă multe discuții care pot să se întindă pe săptămâni întregi, dacă vreți să ajungem să le disecăm așa în detaliu. Problema locurilor de muncă este extrem de delicată în sensul în care depinde ce îți dorești să creezi. Da? Oamenii, spuneați dumneavoastră de cei care pleacă din CEO. Este foarte clar că un om care e disponibilizat în CEO cu o pregătire anume, să zicem, nu știu, electrician, ca să poate să se reîncadreze într-o unitate, nu știu, să zicem că se duce să candideze la spital, registrator sau ceva, trebuie neapărat să urmeze niște cursuri. Revin la ce vă spuneam mai devreme. Viziunea noastră, și credeți-mă, e aproape unica soluție. Este o abordare serioasă a bugetului alocat de Uniunea Europeană pentru România asta noastră, da? Și să ne concentrăm. Chiar mi-aș dori, de exemplu, să lăsăm la o parte luptele astea politicianiste, chiar și acolo să existe un consens, da? Să înțelegem că numai modelele care au funcționat nu mai putem să creăm, nu mai stăm acum să inventăm chibritul sau, nu știu, roata. Sunt modele care au funcționat și asta permit și, cum să vă spun, chiar n-am nicio problemă să mă rog, să mă umilesc de oamenii, poți să înțeleagă că problema este extrem de serioasă. Un fost lider politic povestea viziunea lui vis-a-vis de Gorj, de provincialismul nostru, de ieșitul în afara rutelor economice. Așa este. Așa este. Dar habonicia asta, cum spunea și Nino, lipsa de înțelegere a problemelor reale, ale marii mase a oamenilor, din partea unor lideri care sunt la butoane acum, frizează nebunia, aș putea spune. Da? Deci e o lipsă crasă de înțelegere a problematicii complexe, într-adevăr, la nivelul municipiului. Discutăm de locuri de muncă, dar pe de altă parte, să știți, e un paradox. Nu găsești că... Hai să discutăm de ăia care, de Nexans, care au vrut. Ăia, din două motive n-au mai stat aici. Că n-au găsit forță de muncă calificată. Nu că n-ar fi fost doritori. Nu erau calificați. Investitori, nu erau calificați. Da? Și nu au avut posibilitatea să... Coridorul ăsta spre ieșire încolo nu a fost dat în folosință la timp. Ăia nu stau aici, da, vin să investească milioane, să facă business, nu stau după al de Naion să termine drumul până la Petroșani. Un drum început cu 60 de ani sau în urmă și cu o căruță. După ce discută cu factor de decizie pe la AJFM să facă cursul și așa mai departe, dar să stai că n-am găsit firma, că nu știm cum să o punem, să aia. Bă, mie îmi trebuie unul care vrea să investească bani, zice așa. Da? Poți să mă... Da. Bă, eu am 1 milion de euro. Corect. Da? În 5 ani, în 7 ani, eu vreau să fac 2. Sau 1,5. Da?
ca să fac unul jumate, îmi trebuie asta, 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 asta. Ce îmi dai tu, administrație publică locală, din tot ce îmi trebuie mie? Dureri de cap. Da, și eu aveți spune, stai așa, că pentru un puz să stai 7 luni, pentru un ăla de urbanism stai 6 luni și așa mai departe, nici nu mai pleacă fără să-ți dea bună ziua. Am avut o experiență. Da, în campania de locală au venit niște izraelieni grei cu elicopter, 100 și ceva de milioane în cont. Și eu zic, hai să vedem ce putem face. Da, deci vreau să investească în agricultură și procesarea legumelor fructe. Și eu am dus și eu la primărie, mă, păi avem terenul ăla, știi, că ne-a rămas de la nemți, îi putem, mă, pac, pac. Păi da, dar restul, susținerea, cum facem acolo? Că acolo omul, dacă îl pui, na, îl așez acolo și cer în prima zi să plătească redevență, să plătească, să-și facă curat, să-și facă drum, să-și facă aia, repet, nu te mai salută, pleacă și nu mai dă pe aici. Și credeți-mă că au fost, sunt oameni care vin în Gorj, dar nu se mai duc la primărie sau se duc la terți privați, da? Pe la executori, că poate mai prind o chestie de asta, un schilipir imobiliar și așa mai departe, pe la dezvoltatori sau... Pe acolo se duc. Asta este problema. Iar noi asta încercăm prin acest proiect să delegăm de la unități administrativ teritoriale care sunt birocratizate, sunt îmbăxite de PDS, PSD-iști, da? În special, cel puțin la nivelul municipiului, și să delegăm către o autoritate eliberată de acest... Parfumul ăsta politic. Da? Și să facă ceea ce, repet, Brașovul a făcut, Baia Mare a făcut, Clujul a făcut, Alba a făcut, Satu Mare a făcut, Aradul a făcut. Ce ne-a lipsit domnilor? Că nouă ne-a lipsit. Noi avem instituția am avut prea mulți. Și noi avem șefi, și noi avem autorități. Păi nu ne mai trebuie atâția șefi. Niciunul din aceste județe nu mai la conducere Partidului Social Democrat. Sunt alte formațiuni politice. Păi, vă dați seama, deci aici eu am pomenit prins? Aici niște județe unde Partidul Național Liberal a avut edili. Da? Partidul Național discut de câteva județe, bine, sunt, voi fi acuzat clar că prădesc prodomo, dar n-am ce face, altele nu sunt. Alte exemple sănătoase nu sunt. Da, și e cum să zic, vizibil, tangibil, poate să se uite orice român, orice târgujean, orice gorjean pe realizările parcului zonei metropolitane de la Brașov, unde s-au creat zeci de mii, sute de mii, zeci de mii de locuri de muncă, la fel la Satu Mare, la fel la Cluj, la fel la Alba, da? Modelul ăsta pe care l-am preluat este o astfel de asociație între România de la Alba, Alba de Sus. Da? Să se uite, uite, în Delta s-a creat pe investiții teritoriale integrate și pe toate astea s-a creat o astfel de asociere, o asociație intercomunitară. Asta ne trebuie, exemple, să luăm exemple, nu mai stăm. Mă, ne luăm după Ion Călinoiu, care deci, experiența mea spune că nu se poate și că asta, sau mai știu eu ce neac de ăsta care efectiv îți blochează perspectiva, îți blochează orizontul. Dumnezeu ne spuneți că oamenii îți devină. Oamenii îți devină, păi ce să fie? Bine, dar oamenii dar cine au experiență. Și experiență? Care? Cine? Da, are experiență, da, are experiență. Experiență de câte 20 de ani. Are o multitudine de experiențe. Are o multitudine de experiențe. S-a limitat pe perioada socialistă. AP-uri ferme, care nu mai sunt. Cel puțin dacă ar fi promovat noțiunea de agricultură în 2014-2015, în anii ăștia, și ar fi dat rezultate, măcar a făcut ceva. Dar vedeți noastră, PSD-uri, prin exponenților, se laudă cu nimic. Iar pentru nimicurile care le-au făcut, sunt în continuare votați. Deci, vă spun un lucru. Este de preferabil să nu faci nimic, să minți și să promiți, pentru că atunci ești cu adevărat luat în seamă. Dacă vrei să faci, nu te nimeni în seamă. Deci am ajuns, așa să fim buni povestitori, să promitem că va fi, că va fi, că va fi și cu această promisiune ne apropiem de pensie. Cu această promisiune trăim în fiecare zi. Tot ce s-a întâmplat în Gorj a fost pur electoral. Da? Deci tot ce face Cârciumarul, ce face Călinoiu este strict un interes electoral. Da,
au creat zone captive, da, de electorat captiv, de influență. Ca să poți să, cum spunea și noastră mai devreme, ca să poți să trăiești, trebuie să, și cum spunea și domnul Săvoiu, trebuie să te înregimentezi politic sau să ai pile, relații. Deci la noi sistemul ăsta de idiot, comunist, pile, relații, cunoștință, cum îl știm cu toții, nu a fost eradicat niciodată. Doar sistemul, bietul sistem privat ăsta care mai e în Gorj, se vehiculează acum la PSD. Mai poate să absorbă cât de cât valorile care se nasc și cresc în Târgu Jiu și în Gorj. Că noi, că în rest, la nivelul organizațiilor acolo, trebuie să fii membru de partid, să cunoști pe careva ca să-ți dea, să-ți apese butonul la semaforul ăla de pe... Să te pună pe listă. Nu trebuie să fie în Otocești, nu se folosește altă tehnică. Este de-al nostru? Păi da. Nu. E de-al nostru, da. Păi trebuie ținut cont. Și uitați așa, în 16 ani de zile, Partidul Social Democrat și-a făcut o structură... S-a tot ținut cont în 16 ani de... Da. Tot upgradând... Generatura politică? Upgradând în momentul de față, dacă stai să te... Să iei... Deci dacă ar fi să-i cumva să reușești să-i cauți de carnet pe toți angajații din structurile de funcționale ale primăriei, Consiliul Județean, toți cred că sunt membrii PSD. Deci da. Și Florin Cârciumaru și Ion Călineu își doresc să fie un oraș numai al PSD-ului. Este bine. E bine. Dar mai sunt și oameni care refuză și mai sunt oameni care cred că vă poate fi și altfel, că se poate trăi și altfel în acest oraș. Numai că atunci când trebuie să-și manifeste această dorință de schimbare, nu o fac. Ci tratează totul cu indiferență. E indiferența tot împotriva lor se întoarce. Electoral, politic. Ai posibil, da? Să-i, deci, sancționezi. Să vă dau un exemplu, scuză-mă. Da? Deci, acum 2 ani de zile am făcut greșeala să fac o propunere care să modifice prima hotărâre care am votat-o împreună. Da. Să propun să modifice un regulament de funcționare care nu funcționa. Da, era vorba de câinii comunitari. Și le-am explicat oamenilor în condițiile în care veniseră informații și de rândul lor că, da, nici n-a fost pusă pe ordinea de zi. Bă, zic, gândiți-vă, bă, sunt câini care poză cu niște copii. Nu au vrut să discutăm. Asta se întâmpla în 2014, în 2015, în iarnă. Acum, pentru că au fost tot mai mulți din zona lor de influență afectați, au aprobat-o. Ăsta este PSD. Sau ăsta este PSD la nivel de Târgu Jiu, dar îl extrapolez și la nivel de Gorj. Da, își doresc să comunice, își doresc să... Da? Păi, cum n-a... Uite, ați văzut? Cârciumar. Și a trimis Trepăduș și, băi, convingeți-i pe proștia aia. Nu au reușit. Dar n-au venit. Păi nu, în ședințele de comisie. Da, nu, deci repet, că sunt foarte corect. Nimeni nu a venit din nicio parte să-mi zică nimic. Nu, dat document. A crezut el acum. Da. Ce a zis acum, că s-a stropșit la ei, că deci, nu a... Ceilalți membrii PSD n-au avut să arate nicio bine, și vă spun foarte sincer, pentru că în afară documente, în comisii când am fost, s-au discutat, am pus întrebări, s-au răspuns și asta așa s-a încheiat. Numai că noi, tot încercând... Nu mă refer la consilieri. Da, dar și consilierii, când încercând să aflăm adevărul, am descoperit asta. Expresia, ceea ce s-a întâmplat cu beștelala care a fost, asta dă de înțeles, nu? Da. Bă, n-ați fost în stare. În 26 de activități să vină la mine X și Y sau... Urmează un nou mandat al cui? Al domnilor parlamentari, un nou mandat, am văzut un nou mandat al primarului și poate în 4 ani de acum înainte se vor face niște lucruri și ce se vor lucruri? Îndrepta niște deci două, unul se va face, lucruri. E clar, stadionul se va face. Dar stadionul ăla nu vor folosi parcările vor fi folosite de primărie. Păi stați puțin, haideți. Pentru ce? Cu ce proiecte a venit? Bine, pe cine ajută stadionul în contextul problemelor electorală pe care de la locale? Cu ce proiecte? Cu două proiecte mari și late. Sau mai fost atât. Da. Stadionul Sala Sporturilor și Calea Eroilor, nu? Vă aduceți aminte amândoi de ălea, totemurile alea imense,
puse în centru, abuziv, da? Pentru că acolo trebuie autorizații de construire, că sunt ca asimilate construcțiilor, în care trona două poze, trei, șapte cu... Ei, dacă este acum să-l întrebi pe votantul lui Florin Cârciumaru, bă, cu ce te încălzește pe tine, că poate n-ai servici, da? Sau că poate ai salariu foarte mic, că lucrezi, bă, că se va face stadion. Din punct de vedere al imagologic așa, da, dă bine. Peste drum de primărie avem taman un stadion de... European. Dar, pentru european, dar pentru omul de rând, care l-a votat, care are nevoie de serviciu, care are nevoie de salariu, da? Și care a fost păcălit de Florin Cârciumaru, că îi va merge bine, că vine să face stadion. Exact, asta vreau. Asta este, și asta este de, asta până la urmă ar fi, cum să vă spun, o declarație de misiune a ziariștilor gorjeni. Să ce convină a presei gorjene. Da, să pentru că dumneavoastră preluați să ajungă să transmită un mesaj în afara imaginii, în afara reclamei gratuite sau nu. Pentru că noi, sau a societății civile, da, aici extrapolă și la societatea civilă, pentru că noi politicienii nu suntem credibili când ne substituim societății civile. Nevoie de informare, nevoie de... Nu suntem credibili. Ori noi taman asta facem. Și am ajuns să comentăm dintre noi. Da, oamenii nu mai ascultă politicienii. Discutăm subiecte de tot felul. Deci cum am ajuns... Să știți, oamenii sunt interesați, nu, că pentru ce că altfel nu ar mai suna, nu ar mai trimite mesaje. Tot. Dar probabil oamenii nu mai au încredere. De în ce? Cine? Pentru că în politicieni, în general, pentru că ei promit mult și fac spre singura deloc. Singura soluție pentru aceia care nu dar cred foarte scurt, vă rog. În, este dictatura. Aoleu. Păi da. Dacă nu vrei democrație, ce poți să vrei altceva? Anarhie. Și dictatură. Da, vreți nu, să nu, vor nu, să ne întoarcem? Haideți că ne apropiem de campania electorală. Păi spuneam, nu și da, oamenii doamna, vor soluții. Probabil asta așteaptă. Da. Soluții. Păi asta e soluția. Dacă n-au încredere în clasa politică, să facă un referendum, se poate face cu semnături de la 2 milioane de români, sau nu știu cât zice legea, da? Și să ceară dictatură. Da, nu... Păi, nu merge. Ori democrația funcționează cu oameni politici. Că de-aia e democrație. Da, dar și oamenii ăștia politici credibili trebuie selectați cumva. Bun, eu și cu asta închei. Vă rog. Când eram în 90, când Silviu Bucan, Dumnezeu să-l ierte, spunea că pentru a înțelege democrația ne trebuie cel puțin 20 de ani. Au trecut 26. Și nici în momentul de față o mare parte din poporul român nu înțelege democrația. Nici în momentul de față. Nu știu când ne va mai trebui să o înțelegem. Încă 20 de ani. Nu, mi-aș dori da, să fie nu, mult să mai puțin. Sperăm că... Grija cotidiană și necazurile îi face pe oameni să reacționeze politic, ținând în spate aceste povești. Reacționează fals, că nu e politic acolo. O mare parte din probleme sunt preluate în mod abuziv de politic. Lucruri de genul... Dacă ar fi preluate și rezolvate, domnilor, ar fi de bine. Numai că ele sunt preluate doar ca să mai amăgească bietul om, să mai amăgească electoratul și rămân la stadiul din campanie electorală, adică doar promisiuni. Nu mai avem timp, din păcate. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația în această seară. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Mâine, tot aici, la Dilemele Zilei, rămâneți alături de Tele3. Colega mea Emma Puiu cu jurnalul serii. În câteva momente, numai bine.